să joace cu tine, mă. Thank you.
Vasile, eu vă dau microfonul, să nu trageți prea tare, ca să... Se poate. O să-l trageți și pe domnul inginer.
face mare plăcere să viu aici în fața dumneavoastră pentru prima dată și cred că mulți dintre dumneavoastră ați fost curioși să vedeți cine-i Vasile Soporan. Curiozitatea e ca e. Numai să nu îndrăzniți să mă întrebați câți ani am, că o să vă spun, da, o să vă încurc la făcutul socotelii. În 4 martie am împlinit 40 de ani de când mi-am ținut ziua la 40. Și acum am să încep, ca de obicei, cum se vorbea mai de mult, un cântec de pe ruda carului sau de pe ciotlău, o doină. Și-o-i continua cu încă câteva cântece, dar n-aș vrea nici să ziceți, păi măi, ăsta nu se mai scoboră de pe scenă. Eu n-o să stau să vă plictisesc, dar cât stau o să vă simțiți bine. Ai bate vântul frunzante, mai dragi mi sargele din ei, mă. Ai mi zdrași cu drag lecând. Când mai trăiesc pe pământ, mă. Da, bate vântul prin livadă, mai vin mândrile să mă vadă. Ce vorbesc, mă? Da, bate vântul peste tău.
freestyle. Păi eu zic că e secuiesc, nu-i ca anod românesc. Nu, bineînțeles. Să ne tragă în țapă, dar să vedem unde eu mă ajung. Are că se uită la voi, că e greu. Faceți degustări aici de... Da. Noi ne încadră... Deci așa cum e domnul e principal aici. Thank you.
cred că... Da, e bine că nu se oprește. Da, pe domnul Vasile Soboran, putem să-l aplaudăm din nou pentru că este membru al Academiei Tradițiilor și Valorilor Populare. La vârsta lui mulți ne-am dorit să ajungem, să putem face o demonstrație de acest fel. Gândiți-vă să împliniți 40 de ani. Gila! Vă mulțumesc din suflet! Noi vă dorim cel puțin 40 de ani de pensie. Da, se aude. Da, merge, merge, merge. Thank you.
stricăciune. Haideți așa. Bons. Bravo. Doamna Maria. Domnul Sandu. Mai multă disciplină, jurie. Sonia. Aplaudați. N-a fost ușor. N-a fost ușor să se decidă asupra premiilor pentru cel mai bun gulaș. Cred că suntem la sentimentul dumneavoastră că cel mai bun juriu este foamea. Ce că nu există mâncare rea, numai om care n-a flămânzit destul. Precum acum, iertați-mi, ce că nu există femeie urâtă, numai bărbat care n-a băut destul. Cred că după îndelungi deliberări și nu atâta că o ierarhie clară a celor care s-au străduit, dar vă rugăm claxonați mai tare ca să se aude că suntem la sopor. Nu vă faceți griji, dacă ar fi în București, poate n-ar claxona destul de tare ca să se audă. Foarte greu să delibereze juriu. Vreau să vă anunț un mic secret din spatele deliberării. Dacă aveam tipografie, ar fi trebuit să facem pentru toți diplomă cu locul 1. Dar întrucât până deliberează din nou cine și cum va acorda premiu, o să trec repede în revistă o foarte scurtă anecdotă. Un reporter, nu dăm numele, de la ce publicație sau radio, se întrebe pe Badea Gheorghe de la Sopor cum își desfășoară el o zi. Și zicea, pe dragule, dimineața când mă trezesc, beau așa un pahar de pălincă, pe mâncă pe paraie, și dacă am poftă, mai beau și o cupă de gin. La aniaz, dacă sunt acasă, beau așa o pălincă două, mânc bine ce face muierea și după aia beau o cupă două de gin. Iar seara, dacă sunt acasă și așa în oraș nu se poate merge nicăieri, o pălincă două, iar după aia două, trei cupe de gin. Dacă cumva e vreme faină, la birt cu băieți și câte o cupă două, trei de gin. Ce auzi, domnule, uite care e treaba, eu nu pot da pe post chestia asta că dumneata dimineața bei, la amiază bei, seara bei, ce Dumnezeu? O să creadă că ăștia din Sopor beau numai. Da? Uite, zi și dumneata ceva mai plastic, mai altfel. Mă zice, bine, domnul reporter, închide și iau de la cap. No, ia să zic. Eu dimineața când mă trezesc, pun mâna pe o carte și citesc o poezie. După ce mânc, mă apuc de un roman, poate nu-l gat, dar la aniaz, după ce mai citesc o poezie două, gat romanul ăla și poate mă apuc și de altul. Sara merg în cutăți, copiii cu pretine, cu neamurile, merg la bibliotecă și începem acolo cu câte o poezie, câte o novelă, câte o proză scurtă, așa, și ne apucăm de câte un roman fluviu și dă-i. Mai, și când închide la bibliotecă, merem acolo un deal la ghiță, care tipografie și bă până dimineața. Citim până dimineața. N-am avut tipografie, așa că deliberarea s-a făcut în afara oricăror prejudecăți. Hai, Junior, tu ești viitorul patriei, hai să citim o carte. Nu-ți fie rușine, oricum, eu prin ce ai trecut, am trecut. Eu, e mai greu invers. Nici o scuză pentru cei care n-au mâncat, dar se pare că cei mai buni juriști sau jurați, pardon, ai concursului de gastronomie sunt copiii. Jucăușii de pe Someș în unanimitate au zis cele mai bune sarmale au fost gulașul. Bun. Doamna președinta juriului, vă rugăm frumos să prezentați locul 1. Și foarte interesant, vedeți cât de bine ne-am sincronizat. Bine, haideți, vă dau microfon. Bună ziua, mă bucur că suntem atât de mulți aici. Vreau să vă spun că am avut o sarcină extrem de dificilă, deci știam, nu mă întâmam la ea. Din păcate și din fericire, după ce aproape ne-am certat și ne-am bătut aici, am hotărât în unanimitate să renunțăm la locul 3. Prin urmare, o să încep să vă spun premiile începând de la locul 2.
unde se află doi fabricanți de guiaș. Deci dăm un premiu Ex Equo pentru gastronomie tradițională domnului Mocanu Mihai, pe locul 2. Vă rugăm să poftiți să vă luați premiu. Aș vrea să zic despre domnul Mocanu că... Și dacă l-a pregătit nevastă, l-a pregătit bine. Eu i-aș da din partea jurului și un premiu pentru fair play. A fost singurul dintre concurenți care într-una îmi spunea: vedeți că ce mâncare bună au făcut cei de acolo. A, dar și cazanul cum și l-au făcut, de parcă era avocatul părții adverse. Ca să-i ajut pe ei ca să câștige. Eu eram cel din urmă, pentru că eu am fost ajutorul organizatorului. Eu premiu 3, nu? Pentru toate astea, premiu 2. Felicitări! Mulțumesc! Suflet! Trească partidul! Stă lângă domnișoara să stau! Să rămână! Pupă pe gratis! Continuăm! Premiu 2! Daniel! La egalitate! Daniel! Oprește-te! Ne pleacă premianții! Premiul 2 la egalitate, tot pentru gastronomie tradițională, jucăușii de pe Someș. Poftiți, poftiți, doamnelor! Felicitări! Și nu mai e nicio surpriză pentru nimeni. Premiul întâi, domnul Kerakeș Sandor. Dereman. Da, sunteți invitați și mâine, mâine se continuă concursul. Se schimbă doar cazanele și nevestele. De haine, nu, nu între ele. Da, mulțumim juriului. Cred că vrem să facem o tradiție din asta. Discutam adineauri cu Sandor Baci în românește, că dacă dânsul vine din Săcuime, vă dați seama că a luat locul 1 în soporul românesc. Mă întreb, ce loc lua în soporul unguresc? Locul Edge. Oricum, da, oricum felicitări pentru toți, vă mulțumim de participare și vă dorim cum a pățit Ion. A mers acasă și Maria i-a pus în farfurie. Ce mă, Ioane, îți place gulașul? Ăsta nimic. Mă, Ioane, îți place gulașul? Mă, Ioane, chiar nu-ți place gulașul la care ăsta lasă lingura? Ce cauți tu, Marie? Chiar vrei să ne certăm? Nu ne certăm, vă mulțumim, premianți. Da. În anul ăsta polonicul și la anul argintul. Bravo! Felicitări!